repriză care n-am intrat pe asta și văzut, am luat și gol foarte, foarte repede. Am început, am avut și golcura de cel undeva în zona laterală, pe un jucător de anunță pe bază, de a marca și era cu spatele la poarta adversă și, bineînțeles, de aici și n-am avut niciun echilibru defensiv în acel moment. Am încercat după aceea să revenim, să ajungem la poarta adversă. Am avut și o bară din ale din greșă și am crezut că o să intrăm din nou mult mai repede, dar pe contră le-am marcat cel de-al doilea gol, care a venit cu o deviere și totuși am primit reprizat un gol marcat cu Decolici. Am sperat a doua repriză că o să intrăm mult mai bine, dar n-am știut în unele momente să desfacem mult mai mult jocul. Am venit să creăm securitate, să venim cu centrări și să fim în poziții bune de finanță. Este dureros acest prim eșec al Craiovei în condițiile în care totuși Universitatea a jucat cu doi oameni în plus? Este dureros totuși și puteau să jucăm și 11 la 11, era dureros la fel. V-am spus de înainte că îmi doream foarte mult să plecăm cu o victorie de aici. Și mi-am dorit foarte mult la atitudinea echipei din grupul 100 sau să fie altă. A lăsat, asta vreau să vă întreb, a lăsat de dorit atitudinea în punctul noastră de vedere a jucătorilor? Să intra pe golfuri? Nu stau de lider, ca și cu meciul de pașcă. Nu, cred, dar v-am spus și felul cum au intrat, pentru că dacă intri în minutul 1, ai mingea, începe și nu pui unde trebuie, din minute cu mult, fără presiune și o dăm pe un colpitier care cu spatele marcat și atunci înseamnă că ceva nu e în regulă, dar și așa am avut tot meciul înainte. Am avut unele momente când am putut să facem mult mai mult în atac, dar n-am avut acel echilibru defensiv care l-am avut în alt meci. Și asta s-a văzut. La prima vedere, cât de serioase sunt accidentările lui Paradela și Anzor? Deocamdată cu Anzor, pentru că l-am întrebat și a zis că îmi doare foarte rău, dar nu știu exact. Și de Paradela a zis că zic așa un timp. Și ce părere aveți despre teren? Am văzut că jucătorii și-au menținut cu greu echilibru. Știu că n-a fost un teren în condiții foarte bune, dar am jucat pe acelea teren și atunci n-a venit nicio scuză. Sunteți dezamăgit că în ultimele 15 minute cu 2 ani în plus nu ați reușit să creați ocazii? Că nu am putut, e clar. N-am putut să ducem mingea mult mai mult la margine, să putem să centrăm, să putem să finalizăm și atunci tot am... A fost o stare de nervozitate, că a apărut cu cât elimina arbitru câte un jucător de la Dinamo, Craiova a devenit mai nervoasă și își pierdea ideile. S-a jucat foarte mult, eu nu te vă spun. S-a jucat foarte, foarte puțin. Așa că erau mai de jos, se întrerupeau, să nu știu ce, mai ieșeau unul afară, mai... Și atunci aceste lucruri se întâmplă la toate meciurile și adversarul caută acest lucru să rupă puțin ritmul. Dar nici cei care au intrat n-au părut să aducă plusul pe care probabil că l-a așteptat și dumneavoastră. V-am spus că mă așteptam de la echipa mea să aibă altă atitudine și mă refer la toți cei care au participat. Îți urmează un duel cu Rapid, un Rapid renăscut, să zicem așa, după venirea lui Maru și Mubica. Cum vedeți acest meci? Având în vedere că vin cu o înfrângere în fața... Va fi meci greu, ca de obicei. S-a văzut mult mai ieși și au jucat altceva, cu o altă atitudine, altă bucurie în joc, să zic așa. Va fi un meci greu. Sper să intrăm cum trebuie, să facem un joc foarte bun. Doresc foarte mult acest lucru, ca echipa mea în primul rând și le-am cerut atitudinea să fie pe primul loc, pentru că e important. Calitate au, inteligență au, fotbalistică, tactică au, atitudine, dacă vrei, într-adevăr, în ziua de asta trebuie să ai și atitudine.
O și mare greșeală declarațiile făcute, având în vedere că... Nu, eu cred că am fost cu el la... A fost așa fără să greșit, să zic așa, din greu, fără să gândesc prea mult. Dar n-a fost nimic în ceea ce a zis despre cuvântul. O singură întrebare mai am eu, dacă vă mai așteptați să pierdeți jucători sau dacă mai așteptați să vi s-a dat jucători. În special, în atac, să spunem, pentru că se pare că acolo e marea problemă la multe și... Adică v-a spus că Ivan să... pleacă, nu pleacă. Păi, știu, deocamdată l-am spus, erau 3 jucători pe care trece, 3 jucători, exista posibilitatea să plece și unul dintre ele era Ivan. Nu că nu-l dorim noi sau că nu noi îl dorim să rămână, dar depinde acum de ofertele pe care vin. Și de ce vrea el? Și ce vrea, ce dorește și el, bineînțeles. El mai degrabă vrea să plece, așa pare. Nu ați discutat vreo despre plecare? Dar el în momentul de față e jucătorul nostru și își dorește să joace, să intre din nou în primul 11, pentru că în felul nu-l băgăm. Dar v-ar părea rău să întăriți o rivală la titlu cu un jucător precum Ivan? Mă, vă spun, depinde de ce poate să plătească această rivală. Că asta e problema cea mare. Depinde ce își dorește și clubul. Adică pe primul loc sunt bani. Nu pot să spun dacă sunt bani sau... Dacă vine și îți dă 10 milioane pe un jucător, stai, te mai gândești? Nu?